La întâlnirile pe care ministrul dezvoltării le-a avut în Argeș a fost prezentă și Simona Bucura Oprescu, deputat de Argeș și președinte al Comisiei pentru Administrație Publică din Camera Deputaților. Visul meu este ca fiecare dintre noi într-o zi să avem o viață mai bună în comunitate și fiecare dintre comunitățile din România să ofere servicii publice de calitate. Toți spunem că vrem o țară ca afară. Eu îmi doresc ca fiecare dintre noi să putem da copiilor rădăcini și aripi și copiii noștri știi să rămână aici, acasă, fiindcă o țară ca afară. Lucrurile acestea nu pot fi făcute decât printr-o colaborare loială între instituțiile statului, între autoritățile publice locale, autoritățile județene, parlamentari și reprezentanții executivului. Lucrurile acestea nu pot fi făcute decât lăsând la o parte ambițiile și orgoliile politice și înțelegând că fiecare dintre noi suntem în slujba celor care ne-au ales. Cred că pentru județul Argeș astăzi este un moment important, fiindcă domnul ministru Ceche Otila are posibilitatea să cunoască nemijlocit județul Argeș și mai ales dorințele noastre de dezvoltare. Iar cuvântul și decizia dânsului reprezintă soluții la nevoile pe care Argeșul și argeșenii le au. Fiecare dintre noi astăzi, indiferent de partidul politic pe care îl reprezentăm, la întâlnirea cu domnul ministru, fiindcă am încercat să fie reprezentanți de la aleși locali până la decidenți, fiecare dintre noi cred că a încercat să dea un singur mesaj, că suntem luptători pentru Argeș și că împreună ne dorim să ducem Argeșul pe primul loc.